Când lucrurile se vor aranja și în studioul de la Loma Linda, sunt convins că putem deja să începem dialogul. Pastorul Dănăiață s-a așezat și este gata să răspundă întrebărilor venite din partea noastră. Prima dintre întrebări sună în felul următor, imediat. Uh, în Biblie scrie că nimeni nu știe ceasul când va veni sfârșitul, ci numai Dumnezeu. De ce credeți că a ascuns el acest uh, amănunt? Să știți că noi nu vă auzim. Efectul de istorie. auziți? Da, acum da, mulțumim. Efectul de istorie are avantajele, dar și dezavantajele lui. Dumnezeu vrea să ne creeze o imagine foarte interesantă. Istoria, eu știu, de după Domnul Isus Hristos, are aproximativ 2000 de ani. Așa este. E lungă. Dacă am fi trăit în anul 100 și am ști că am mai avea încă 1000 de ani, Înaintea noastră, 1900 de ani înaintea noastră, care ar fi fost efectul asupra mea? Mai sunt încă 1900 de ani de istorie, 1900 de ani de persecuții, 1900 de ani de martiraj, încă 1900 de ani. La ce m-aș aștepta? Care ar fi efectul asupra așteptării mele și al raportului meu cu Isus Hristos? Um. Fiecare generație merge și se adaugă generației anterioare și creăm istoria. Dar dacă ar trebui să luăm toate generațiile acum și să le punem una lângă cealaltă, dacă ar trebui să producem un fenomen al învierii tuturor generațiilor care au fost înaintea noastră, am observat că toată istoria nu are decât 80 de ani. Ea e făcută din oameni care au 80 de ani. Fiecare, fiecare are o secțiune nu de istorie, dețin o secțiune de istorie nu mai mare de 80 de ani, 90, 100, cât vreți dumneavoastră. Dar pe aici suntem. Și dacă, dacă am scoate generațiile acestea din efectul lor de succesivitate și le-am pune, așa, încă o dată, repet, într-un proces de înviere, să învie toți. Am descoperit că avem de-a face aici cu o istorie care de fiecare dată nu are mai mult de 100 de ani. Din punct de vedere al Absolutului și al timpului lui Dumnezeu, Dumnezeu așa gândește și așa se raportează la mine și spune, fii atent, nu te interesează istoria în perspectiva ei viitoare. Te rog frumos, interesează-te de istoria ta. Este adevărat că sunt și evenimente care țin de profeție și se află în cadrul istoriei și au nevoie de colaborarea noastră. Dar Dumnezeu ne-a făcut conștienți de aceste planurile sale atunci când a vorbit despre. Spre exemplu, venirea lui Isus Hristos a fost un eveniment la care oamenii trebuiau să participe. A fost profetizat și oferit ființei umane ca să participe la actul respectiv. A fost vorba de schimbări majore ale structurii spirituale europene, spre exemplu, căderea papalității, căderea Imperiului Papal, care a avut loc în 1798, apare în profeție pentru că oamenii trebuiau să participe la lucrul acesta. Dar în ceea ce privește venirea lui Isus Hristos, mântuirea, confruntarea mea cu Dumnezeul meu, Dumnezeu îmi spune că ar trebui să am grijă că timpul de har la care eu particip este o chestie foarte subiectivă, ține de mine. Nu te orienta asupra istoriei ca să vezi când vine Isus Hristos. Orientează-te asupra ta, pentru că venirea lui Isus Hristos este în legătură cu tine. Ai Amin. 60 de ani, 80 de ani. O sută de ani. Asta este istoria care ți aparține. Iar înțeleptul gândește așa. Să înțelegem că nu contează neapărat revenirea Domnului Isus în slavă și glorie, ci revenirea Domnului Isus vine doar la nivel personal? Nu. Sigur că este importantă venirea lui Isus Hristos în glorie, pentru că și acesta este un eveniment la care suntem chemați să participăm. Dar faptul că, faptul că nu este așezat pe harta istoriei este o provocare pentru ca fiecare dintre cei care trăiesc să fie gata să se întâlnească cu el. Fi gata să te întâlnești cu el. Aș vrea să înțelegem moartea puțin. Moartea nu este pierd momentul în care ne pierdem pe noi înșine. Moartea este momentul în care ne întâlnim cu Isus Hristos. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt adeptul sub nicio formă a nemuririi sufletului. Dar Scriptura spune că moartea este un fel de clipeală din ochi. Întotdeauna îmi place să întreb ne e frică să clipim? La aș ruga eu pe Coste să clipească o dată acum. Ei, hey. Dacă reușim să clipim, momentul acela este momentul morții. Și că e ca o clipeală din ochi. Timpul nu există. Timpul îngheață. Există un singur lucru. Momentul în care eu mor, clipesc, și apoi deschid ochii față în față cu Isus Hristos. Într-un fel oarecare, prin moarte, Isus Hristos are grijă de timp. De timpul meu. Ca și eu să mă întâlnesc cu Isus Hristos, ca și eu să particip la momentul în care El va veni. El anulează istoria și o face zero pentru ca toți să poată să participe la acel moment al revenirii sale. Cu alte cuvinte, nu vă îngrijorați de participare. Îngrijorați-vă de calitate. Pentru că vom participa toți acolo. Unii vom fi în viață alții vor clipi și vor fi trimiși exact acolo, la momentul acela al întâlnirii cu Isus Hristos. Dar ne vom întâlni toți cu El. Încă o dată, nu vă îngrijorați de participare. Îngrijorați-vă de calitatea pregătirii noastre pentru acea participare. În același context, o altă întrebare sună în felul următor. Dacă pentru fiecare în parte sfârșitul vieții înseamnă încheierea timpului de har, cum ar trebui să mă raportez la lucrurile viitoare când poate sfârșitul meu este mâine? Um, munca mea, existența mea pe pământul acesta, într-adevăr, nu este um, elementul determinant al existenței mele. Sunt alte lucruri. Mult mai valoroase. Calitatea spirituală, relația cu Dumnezeu, conștiința cosmică a apartenenței mele. Toate acestea sunt factori care îmi formează identitatea și ei sunt extrem de importanți. Cu toate acestea, nu există formarea omului numai pe interior. Omul se formează și în raport cu lumea din afară. Faptele mele. Sunt o exprimare a valorilor mele interioare. Faptele mele iau ceva din ceea ce sunt eu pe dinăuntru și, și îl așează în zona din afară, astfel încât semenii mei să vadă, semenii mei să beneficieze, iar eu să creez în jurul meu un cerc de influență, astfel încât să devin sare și lumină a lumii. Munca mea, activitatea mea, serviciul meu fac parte din această zonă de exteriorizare a ceea ce este în interior. Du-te la serviciu. Dacă e zugrav, zugrăvește ca pentru Domnul. Dacă te duci să faci curățenie undeva într-o casă, Fă lucrul acesta ca pentru Domnul și scoate din tine ce ai cel mai bun, pentru ca oamenii să vadă lucrul acesta. Dacă ești un intelectual, fă ca munca ta să-l aducă pe Dumnezeu acolo, în zona în care îți exprimi gândurile, ideile, proiectele. Dacă îți pui amprenta pe societate, pune-o în așa fel încât să se vadă că a trecut pe acolo un creștin. Abraham a trecut și a lăsat în urmă altare. Munca este o modalitate de a lăsa în urmă altare, mărturie pentru ca alții să se închină lui Dumnezeu. Următoarea întrebare sună așa cum ar trebui să interpretăm războaiele curente? Mm. Sunt ele parte din profeția biblică? Nimic din ceea ce se întâmplă astăzi. Nu, ia, nu iese cumva din caracterul profetic. Nimic. Chiar dacă nu sunt amintite în mod expres pe nume, dacă nu li se dă o caracterizare specifică, există un anume spirit al sfârșitului de care trebuie să fim conștienți. Și în acest spirit al sfârșitului apare ideea de războaie, vești de războaie mânia națiunilor, agitația neamurilor, faptul că oamenii nu mai sunt liniștiți la locul lor, în timp ce Duhul Sfânt se retrage, o ciudată neliniște pune stăpânire pe oameni. Există teamă pe de-o parte, există mânie pe de altă parte, există dezordine și anarhie, pentru că elementul de coeziune, de guvernare a națiunilor se retrage pentru că elementul acesta este Duhul Sfânt. Atunci când elementul este luat, ceea ce rămâne este această. această acest spirit de uh, conflict și violență generală pe care îl descoperim în zonele de pace, în ghilimele, când în Statele Unite, spre exemplu, care nu este confruntată cu războiul. Dar este confruntat cu o Revoluție a Străzii, cu lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum, în care oamenii sunt nemulțumiți și sfidează formele normale de, eu știu, de, de normalitate. Deci, războaiele noastre fac parte din Spiritul sfârșitului. Agitația oamenilor, nemulțumirea lor, Violența care îi caracterizează, toate ne vorbesc despre asta. Dar au mai fost de-a lungul istoriei războaie, au mai fost de-a lungul istoriei conflicte, au mai fost de-a lungul istoriei revolte ale oamenilor. De ce în momentul acesta lucrurile sunt interpretate într-o altă notă decât au fost, nu știu, acum 100 de ani, acum 200 de ani? Sigur că da, au fost războaiele imperiale care. Au cuprins imperii? Au fost războaiele mondiale care au cuprins pe toată lumea? Sigur că da. Însă, a fost o vreme în care naționalismul a împărțit lumea, totuși, în ferestre de activitate. Și ai trăit impresia, gândul, visul că dacă nu-i bine în, eu știu, în Bulgaria, o să migrezi în Statele Unite și o să scapi cumva. Da? A existat ideea unui paradis terestru, pe o insulă, într-o bucată de teren. Unde e mai bine? Ei bine, toate lucrurile astea au fost și au funcționat destul de bine pentru o vreme. Astăzi, trăim momentul în care se vorbește despre faptul că acea epocă s-a terminat. Vorbim de o globalizare în care națiunile își șterg cu guma de pe mapă granițele. De bună voie, America își deschide granița de sud pentru ca să facă un soi de continent american. Același lucru se întâmplă în Europa. Ideea de globalizare conduce la o altă viziune, și anume: problemele locale vor fi rezolvate prin resurse globale. Adică dacă eu am o problemă undeva în Paraguay, toată omenirea se va strânge să rezolve probleme din Paraguay. Noua structură de guvernare a lumii se schimbă într-o direcție globală, în care problemele locale vor deveni globale. Nu doar soluțiile, și problemele vor deveni globale. Astfel încât starea aceasta despre care vorbim, nesiguranța, iritabilitatea, mânia națiunilor, violența crescândă, manipularea maselor și așa mai departe vor ajunge la nivele globale. Despre asta vorbim de acum încolo, despre schimbarea întregii perspective în condițiile acestea, este ultima întrebare din ocazia aceasta. Cum ar trebui să privim lucrurile din perspectiva noastră ca credincioși? Să analizăm tot ceea ce se întâmplă la nivel de știri, să fim la curent cu evenimentele dintr-o parte sau alta a lumii? Sau există o altă perspectivă pe care ar trebui să o aplicăm în viața noastră astfel încât să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul nostru? Sunt extreme. Întotdeauna fiecare drum are două șansuri. Am putea să... Hai să pornim din altă parte. Citeam într-o carte de istorie a protestantismului în care se spunea că menirea unui păstor în momentul în care exista, sau în vremea părinților peregrini, era ca să ia evenimentele care se întâmplau în lume, să le așeze în cheie profetică și să facă oarecum ca cuvântul lui Dumnezeu să vorbească relevant vis-a-vis -vis de problemele vieții. Acum, e posibil ca un om să închidă televizorul, să arunce telefonul, să naibă computer și să zică nu mă mai interesează nimic din ceea ce se întâmplă pe lumea asta. E foarte posibil. Omului aceluia este suficient să citească Evangheliile și să spună, știi ce? Fii un om credincios pentru fiecare zi a vieții tale. Și destul. S-ar putea, s -ar putea întâmpla ca lui să-i fie destul. Dar nu toată lumea alege această soluție. Sunt oameni care se uită în jur, văd lucrurile și se întreabă ce sunt aceste lucruri? Cum se tâlmăcesc? De ce sunt? De ce se întâmplă? Uitați-vă la magii din vremea Domnului Isus Hristos. Au fost oameni care au cercetat Scriptura, au cercetat mișcările cosmice, s-au întrebat ce se întâmplă, au ajuns la, la concluzia că vremea sociopolitică de atunci reclamă ca Dumnezeu să intervină și au căutat răspunsul divin la vremea lor și au descoperit steaua. Probabil, nu știu, bănuiesc că dacă și alții s-ar fi uitat după stele, în ghilimele, ar fi văzut-o și alții. Dar alții nu s-au uitat. Au închis toate resursele și au zis, nu suficient. Ei bine, magii au mers în linie cu cerul, cu evenimentele și au reușit ca din punctul acesta de vedere să ajungă la iesle. Nu cred că faptul că s-au întâlnit cu Domnul Isus Hristos asta i-a făcut să fie mai mântuiți decât dacă n-ar fi ajuns acolo. Nu despre asta este vorba. Dar este vorba că ei au intrat în planul lui Dumnezeu atunci, s-au întâlnit cu planul lui Dumnezeu și au fost parte a acestui plan. Adică au adus cu ei daruri ca pentru un rege. Smirna, aur, argint, tămâie. Au fost lucrurile care le-au dat lui Iosif și lui Maria și au făcut posibil ca ei după momentul acesta să fugă în Egipt și să stea acolo mai bine de 2 ani de zile pe resursele pe care li le-au dat magii. Dacă n-ar fi venit, probabil că s-ar fi dus și așa, ar fi putut să scape. Probabil că ar fi găsit Dumnezeu alte resurse, alte soluții. Dar magii s-au uh, implicat și ei în planul acesta lui Dumnezeu. Și a fost o metodă prin care Dumnezeu a salvat pruncul pe Iisus Hristos de mânia lui Rogel Mare. Cam așa văd eu rostul studierii profeției. Nu voi studia profeția să-mi fie frică. Nu voi studia profeția să intru într-o zonă de tragism. Nu voi studia profeția să intru într-o zonă de speculație infinită. Voi studia profeția doar să văd când Dumnezeu îmi deschide o ușă pentru ca să intru și eu să fac parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru vremea de azi. Apreciem mult răspunsurile dumneavoastră, profunzimea lor. Suntem convinși că Dumnezeu este cel care vă dă înțelepciunea aceasta și harul Lui să ajungă peste noi toți. A fost o seară specială, o seară în care am înțeles ce înseamnă cu adevărat anul acesta și de ce este important în istoria vieții fiecăruia dintre noi. Mâine seară o să deschidem cu um, un anumit tip de întrebări pe care le-am primit, așadar cred că este important să privim lucrurile și din perspectiva aceasta interacțiunii, a interesului pe care noi îl avem și... Um, aportul uh, și experiența de viață și uh, inevitabil experiența spirituală a pastorului de neață ne, ne va ajuta să înțelegem ce înseamnă mesajul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. În uh, încheierea acestei o, o, seri, o amintindu-vă se tocmai despre ceea ce înseamnă întâlnirile noastre viitoare, cred că este important să ne predăm viața Mântuitorului Isus Hristos și am să-L rog pe pastorul Dăneață să ne binecuvânteze prin harul său, prin harul Domnului, astfel încât seara aceasta să fie cu adevărat una în care sufletul nostru să fie predat Domnului. Vă invit să avem, fiecare dintre noi, acolo unde suntem, o atitudine de reverență și de respect la adresa Domnului pentru rugăciunea ce va urma. Înainte de a porni la momentul de închinare, aș vrea să încurajez și eu. Vreau să vă spun că. S-ar putea întâmpla să nu mă pricep foarte bine la răspunde la întrebările dumneavoastră. Nu cred că răspunsurile sunt exhaustive. Dar cred că întrebările pe care dumneavoastră le ridicați sunt cea mai frumoasă parte, cel mai frumos răspuns la aceste întâlniri. Dialogul ne va așeza în situația aceea în care vom fi eficienți, relevanți, ne vom împrieteni, vom fi, aproape. Mai mult decât atât, vom răspunde, vom răspunde punctual la lucrurile care ne frământă. Vă rog frumos, ieșiți chiar și din subiect, nu e nicio problemă. Puneți pe platou frământările dumneavoastră, nu întrebările convenabile. Nu ne interesează lucrul acesta. Haideți să mergem acolo unde sufletul ne doare și în felul acesta, întâlnirea noastră, chiar dacă nu va mai avea decât 5 minute de prezentare, dar dacă va avea restul timpului de dialog, va fi un câștig enorm. Vă mulțumesc pentru încredere și pentru participare. Vă invit la rugăciune. Părinte Sfânt, îți mulțumim pentru că te-ai așezat la căpătâiul întrebărilor noastre, la căpătuiul frământărilor noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat peste o mie de pagini de răspuns în Sfânta Scriptură. Îți mulțumim pentru că nimic din ceea ce ne întrebăm astăzi nu e nou. Îți mulțumim pentru că răspunsul tău e deja pregătit și îți mulțumim pentru că nimic nu te ia prin surprindere. Îți mulțumim pentru că, Părinte, ai totul sub control. Îți mulțumim pentru că timpul pe care îl trăim, deși este un timp înfricoșător prin repeziciunea Lui, prin tumultul pe care îl stârnește în curgerea Lui, cu toate acestea, ești acela care stăpânește tot. Îți mulțumim pentru că torni în sufletul nostru pace și liniște. Îți mulțumim de asemenea pentru că ne provoci la o pregătire deosebită și pentru că vrei, Doamne, să ținem pasul cu Tine Îți mulțumim pentru că ritmul istoriei nu este un ritmul unei istorii doar scăpate de sub control, ci este ritmul pe care îl implementezi tu. Amin. Îți mulțumim pentru că aștepți, Doamne, ca ritmul acesta să prindă și pașii noștri. Ajută-ne să mergem de mână cu tine, în ritm cu tine, sub binecuvântarea ta. Binecuvintează pe toți cei ce în seara aceasta. Au rămas de vorbă cu tine prin cuvânt. Îți mulțumesc pentru toți aceia care te-au căutat. Te rog frumos, intră în casele lor, intră în sufletul lor. Așează certitudinea gândului că finalul acestei istorii nu este un final orb, ci este începutul veșniciei tale al triumfului binelui, al triumfului fericirii, a unei vieți cu viitor și cu nădejde și că Tu ești acela care le oferă pe toate. Îți mulțumim pentru asta, în numele Domnului Isus. Amin.